Bunica? Bunica. A, uite-o, bă, da. Uite-mă, vezi, tot cu câmpul bunica, nu ca noi cu tehnologia, bă. Corect. Sărmâna, bunica, ce faci? Bună ziua, nepoate. Bă, ce faci? E, deci să fac, uite, șap și eu un șanț ca să pun un stâlp cu antena de la Netflix că merge asta, s-a cadat. E, deloc cu tehnologia. Dar voi, copchicu, și treabă pe aici, a? Aveți să-mi dați vreo vesti? Da, bă, e curios când întreb, chiar avem. Bine că a dat Dumnezeu și măicuța Domnului să se întâmple, că nu se mai întâmpla. Cu greu, dar na, am reușit. E, foarte bine. Acum hai să mergem la masă să sărbătorim, măi nepoate, ce veste frumoasă mi-ai dat-o mie. Hai la masă, hai. Să trăiască nepoții mei, să trăiți, că mi-ați făcut o bucurie mare. Mulți ani! Mulți ani! Da, domnișoara, aveți grijă când beți. Păi, dar de ce îngrașă? Nu mai mult decât sarcina. Ce sarcină? Și anumii sărbătorești, mai copii. Păi ne luăm casă. Puh, vă dați seama să o prindem să pat. Păi da, eu credeam că aveți sarcină cu domnișoara să o rotunjeți. Îți place mai mult să mănânci decât să faci dragoste. Nu, nu, bunică, doar ni s-a aprobat creditul la bancă și de asta suntem bucuroși. Da. E, mare bucurie. Uite, mi-i dă de proteza de fericire. Păi cum, bunică, numai tare spuneai că nu vrei să mori până nu ne vezi la casa noastră? Acum e ocazia. Bun, acum eu am altă dorință. Când îmi faci un copil? Vedem, bunică, când o fi. Păi când o fi, când o fi, că să știi că vremea nu te întinerește. Și uite, și tu ai început să te ramolești. Mâine, păi mâine te vezi de mână cu Iliescu, că sunteți frați. Ei, păi nu ne ramolim, cum ne ramolim? Să te întinerim, avem tot timpul de trăit, de făcut copii înainte, ce Doamne iartă. Da, așa am zis și eu. Și imediat am făcut 65 și acum 20 de ani. Și voi nu sunteți departe. Da, în rest, ce altceva s-a mai întâmplat prin sat? E, ce să se întâmple? Bine. A, domnișoară, știți ce aș vrea? Să-mi luați o pălărie șarmantă pentru mine de la oraș. Da, ca să am și să pun pe cap când vă plimb nepoțelul. Dacă te bat soarele în cap și te tâmpești. Ei, cam târziu de acum. Bunică, numai acum ta n-am mai avut conversația asta, hai te rog eu frumos, altceva. Mâini, păi mâini îmbătrâniți și mă ajungeți din urmă și o să cred copilul când se plimb cu bunic și bunica și eu, nu voi. Nu știu, purcei mai ai? O făta scroafa niște purșei mititei, așa drăvăgălaș, s-o bucurat strănie scroafa așa de tare care stră purșei. Dumnezeu, numai voi nu faci. Ai de capul meu. Mă, bunic, dar mă tare te-ai gândit vreodată că poate noi nu putem să facem copii, poate noi chiar ne dorim și nu putem, avem problema asta. Și acum mă tare ne pui într-o situație foarte proastă și nu știm cum să explicăm asta și pui o presiune ridicolă pe noi? Da, măi copil, am înțeles că ai și o vârstă, dar nu-i problemă. Pentru orice problemă există și o soluție. Uite-te aici, dragul mamei, clinicabiotext.com.ro. Este clinică specializată în fertilizare și probleme din astea. Și simplu este. Uite, mergi acolo, vorbești cu specialiștii și se rezolvă. Ia uite câte cupluri au făcut fericite cu copii. Și vă fac și vouă. Da, interesant. Acum chiar n-am nicio scuză pentru asta. Chiar nu mai am nicio scuză la care mă pot gândi să ți-o zic. Deci, dragii mei, puneți mâna și sunați la biotex.com.ro sau dacă nu, apucați-vă voi. Auzi? A? Ce zicea bunica că vrea? Păi nu știu, dar era bucuroasă tare, zicea că vrea să ne dea ceva. Poate îmi dă moștenire sau ceva. Doamne, ajută, măcar acum. Ce bine ar fi. Da. Sărmâna. Sărmâna, bunică, ce faci? Aaa, ce să fac, măi nepoate? Bine că ați venit, că chiar vă așteptam. Păi da, spuneai că vrei să vorbești ceva cu noi. Sau chiar ceva să ne oferi? Când am zis că vă dau ceva, repede ați venit. Că dacă ziceam că hai că să vorbim și noi ceva, dracu mai dădea de voi.
Dar chiar am ceva să vă ofer și sunt tare bucuroasă să vi-l dau. Hai cu mine să vă arăt surpriza. Hai. Gata. Puteți să deschideți ochii. Hai. Da? Dăm drumul? Da, dăm drumul. Gata, am ajuns aici. E bine? Hai. Ta-da! Ce-i asta, bunica? Păi ce să fie? Pătruș de copil. Asta vedem. Dar ce-i cu el? Păi pentru și pentru voi. Mulțumim, dar să știi că am cam crescut, nu mai încăpem în el. Și amuzant ești. Noroc te-o luat fața așa pentru glume, că pentru frumuseți și pentru bani, sigur te-o luat. Uitați, nu știu ce gândiți, dar să știți că eu nu sunt însărcinată. Încă nu, dar o să fii. Hm? Nu era vorba că mergeți la Biotex.com și vă faceți programare la clinica de fertilizare? Că ați zis că ați avut probleme. Da, dar nu acum, mai încolo. Da. Da, mai încolo peste o lună. Poftim? Păi eu v-am făcut programare, că m-am gândit că până vă mișcați voi, mai trec 3 ani. Și eu în 3 ani vreau să-mi termin nepotul după pâine și țigări. Păi de asta ne-a chemat bunică, noi ne gândeam că poate ne lasă o moștenire sau ceva. Păi și cum, nu vă las? Păi vă las cea mai mare moștenire dintre toate. Moștenirea genetică. Mă, bunică, dar nu poți să ne faci așa programare fără să ne întrebi, că sunt multe lucruri de luat în calcul înainte să te duci încolo. Ai nevoie de bilete de avion, de exemplu. Da. Păi v-am cumpărat și din astea la clasa 1, nu aia la care ai rămas cu corijent. Păi aveți da. Boli peste 3 săptămâni jumătate de aici în București. Păi nu se poate atunci, că atunci trebuie să fii la muncă. Nu trebuie să fii nicăieri, că am sunat eu și ți-am luat liber. Dar Șanise are muncă. Da. I-am luat și ei liber și le-am spus să-mi dea mai multe luni, că ea o să fie în concediu maternal de acum înainte. Mă, bunică, de făcut îl facem, dar după aia, dacă nu avem timp să ne ocupăm de copil, după aia ce facem? Da. Pentru asta v-am luat cadou kendama. Da, că kendama, da, e un băț cobilă și ține și de foame și de somn. Nu kendama, kendama, adică pe mine. Că așa eu și Jeta ne-am făcut babysitter. Babysitter, ai spus? Babi și tăi, adică două babi care stau cu un copil. Și? Pe vremea mea, tali tot așa era cu programare la clinică? E, pe vremea mea era cu programare în șură. Clinica se numea Dărșuba Jos. Dar dacă așa-s vremurile, bine că există soluții și pentru cine nu poate. Bă, bunică, nu știu dacă e ok să ne trimiți așa. E... Hai, că deja eu am dat avansul de 5%. Și dacă nu vă ajută, oricum primesc banii înapoi. Dar asta ar fi și culmea. Că niciodată nu a fost cazul din asta care să nu se poate. Mă, bunică, stai așa că te grăbești. Acum oricum e mai complicat cu călătoritul, că fiecare țară are tot felul de restricții și noi încă nu ne-am vaccinat. Nu. De-acum urmează, mai durează. Da, v-am programat azi la vaccin. La așa și trebuie să mergeți acolo, dar să și vă rog, dacă tot mergeți acolo, vă rog din toată inima, mi-aduce și mie 3.000 de la obor, că eu când mi-am făcut vaccinul, nu mi-a dat nici bulangie. Hai, îl vrei aici sau la pachet? Auzi, dar ce vrea bunica? Bă, zicea că vrea să te vadă, na, că e bucuroasă de situație și așa, dar știi ce rugăminteam? Dacă te întreabă mai multe chestii, da? Să nu răspunzi în doi peri sau că, na, în ultimul timp știi că ai fost așa, ai fost un pic mai... Mai cum? Mai, dar... Mai, arțăgoasă? Nu, am fost eu arțăgoasă, nu am fost deloc arțăgoasă, am fost foarte calmă și chiar m-am comportat foarte ok. Gata, hai să mergem. Nu înțeleg ce vrei să zici. Cea mai calmă ai fost, hai. Să rămână, bunica! Să rămână! Ce faci? Ei, ce să fac? Vezi că prășesc în grădina aici. Nu mai pot șeri. Dar voi știți cu voi așa. Ei, bunică, uite ce să facem. Am venit și noi să vedem cum mai sunteți, ce mai faceți. Da. Păi nu mai la fix, că puteți să luați voi WhatsApp și să veniți lângă mine și săpăm, nu? Păi nu, dar nu putem, bunică, că uite, Anisea... Și-am uitat doar și eu cu bătrânețul meu, pe atunci, hai mă, copchii, să-i fata asta închisoare, iau-te, să ai așa cu mica tindă, cu surpriză, băi, uleac, și naștea asta, îți vine surpriză. Hai, uleac, să ne așezăm la o masă, ai de minci. Păi asta ziceam și noi. Ce? Ia zi, bunica, acum mai desfacem o șampanie? Ei, șampanie, pe una singură avem și am stricat-o atunci când v-ați luat cască, m-ați păcălit, vezi, oameni și mari vești aveți. Păi, dar nu era vesti mare? Extraordinar! Și mari vești ați avut! Mari sprimedi! Ați văzut o janghi indica 16 metri pătrați, cât un pătruș de copilul. Nu știu unde, Doamne, ajută-o să dormiți. Voi și copilul ăla în casa aia. Și cum e sarșina? Bine, până acum, foarte bine.
V-am zis eu că dacă vă duceți la Biotex.com, vă rezolvă. Mulțumim. Da, mulțumim că ne-ați ajutat. Ai avut probleme de-astea, apucături, poftii? Nu prea. Nu prea? Păi cum nu prea? Că ieri aveai poftă de lumânări cu pipier. Se mai întâmplă. Și acum două zile vrei să mănânci burezi din bucătărie. Mă prosteam și eu atunci. Și acum trei zile aveai poftă de cremă de pantofi. Of, dar știi ce miros are gimiciul ăla? Hai că încep să mă super. Du-te și adu-mi și mie un pahar cu apă, hai! Bine, bine, mă spun. Apă, apă? Apă, da! E, vezi, adu-mi și mie un pahar! Bine, dar tot de apă? Ei, de apă, dar și vrei să mă spurci cu apa asta? De eu am voie să beau. E, să adu-mi un pahar sănătos de vecinat. Că vezi că l-am pus pe raftul de sus, să n-ajungă moșneagul la el. Am un cucoș nătăfleș, tali rău, și mie, calcă toate găinile, el îmi zic, pac, 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 eu-l șerc. Pe asta să văd cu curegul, ușa, că nu ne mai călca mie găinile, că eu nu cal la tine în coteț. Ăsta, dar șerc. Mulțumesc, mai departe. Măi, și ce vreau eu să întreb, cum a fost procedura? Nu a fost complicat? Păi nu, bunica, nu, nu a fost. Am mers la programare, am intrat la consult cum așa, mi-au prezentat opțiunile și aia a fost. Interesant. Acum altă întrebare. Când vă luați? Tot timpul e ceva. Ce e așa de importantă căsătoria? Că e doar un act, e o hârtie. Hârtie, hârtie, dar ai văzut ce important a fost o bucățică de hârtie în pandemie? Că se băteau ăștia prin supermarketuri ca unii pentru bucățică de hârtie. Când o să considerăm că e cazul, atunci o să ne luăm. Și al doilea copil, când? Stai să apară primul, când nici nu a apărut ăsta și ne gândim la al doilea, stai, ce cu graba asta? Eu vreau echipă de fotbal în ograda mea, nu doar portarul. Da, în fin, dacă nu-mi faceți voi, și mă gândeam, uite, poate, ori n-aș putea să mă duc eu acolo? Unde? La Biotex.com. Ce să faci, mă, tale, acolo? Ei, cum și? Vreau să fac o programare și îmi fac și eu un copil. Sau mai mulți. Să fiu echipa adversă a voastră, faci în campionat. Nu că după un timp să instalează demența. Ce să faci, mă, tare bunică acolo? Vrei copchii, dar mă, tare lumea asta e nepoț acum. Nepoate, vârsta este doar o cifră. În cazul mă, tare, vârsta e trei cifre, nu-i doar una. E, și problemă este vârsta, dar uite că am văzut la Biotex.com că sunt femei de 65 de ani care au făcut copchil, ia uite. Uite aici, copchil făcut, crescut, sănătos și eu nu pot să am. Da, dar mă, tare, nu ai 65 de ani. Ai un pic mai mult. Ai văzut cât scrie în buletin? Auzi, știi și? Lasă-mă cu buletinul ăsta că e doar un act. E o bucățică de hârtie. Aaa, acum e doar o hârtie. Păi da, la mă, tare, buletinul nu e doar o hârtie, vreau mai multe hârtii, e un carnețel întreg. E de la vechi și scrie mult mai mult de 65 de ani. Când eram tânăr, am fost contabilă și eu am pus în buletin suma fără TVA. Păi bine că da, și tu ai venit așa dintr-o dată. De unde îți vin ideile astea? Că dacă voi nu mai vreți mai faci un copil, nu aveți nici vecini, nici mic, acum și nici joc copilul ăla. Să crească așa, să vă băuc. Eu vorbesc foarte serios. Hai! Vă ajut eu, echipă de fotbal vă fac. Primul o să fie Messi, o să numească. Ronaldinho, ne? Dă-mă telefonul și te uiți așa la mine. Hei! Eu am bușit. Ai zis o mami. Am dat-o la mamă. Are așa, uite, mai lec și nași, ca kinderul. Cine facem noi ai? Și am un cucoș tare rău și găinile îmi zic dimineața, pac, 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 îi aud și îi bag cucoșul, cucurigul face ăsta, nu mai călca găinile mele, că nu-i bine. Auzi? Dar ce vrea bunica să-mi zic data asta? Nu știu, că a zis că ceva de datin, cu botezuri, cu născarea, nu știu, dar doar știi cum e, o lești să vorbească, zici da, 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 bunic și facem oricum cum vrem. Zâmbesc frumos și la revedere. Da, exact, da, parcă nu știi cum e bunica. Să rămână bunică. Să rămână. Dar ce faci? Ascultați slujba pe laptop? Ei, la slujbă, păi îmi fac cruși că mă uit la biotec
fac scompisait și văd câți copchii o dat la lume și câte bucurii mi-a adus mie și vouă cu copchilașul ăsta. Și nu mai zic, Șveța din deal și-a trimis nepoata și ies să fac copchii. Să vezi tu că o să am eu ulița plină de copchii. Și fără hâța-hâța prin șură, prin metodă ortodoxă, las mai puțin coțcăială, mai decent. Da, bunica, așa? Matale, ce mai faci? Că zicei chiar vrei să vorbești cu noi. E, dar și cu coarne îmbrăcat în roșu, vezi să n-ajiți cu coșul iar. V-am chemat aici să văd cum e cu tăierea de moți cu botezul. Ce pregăte, bunica? Păi eu dacă se moașă, eu trebuie să mă ocup de tătișele. Cu ce anume? De exemplu, să merg cu voi la maternitate. Păi de ce, bunica? Ei, păi cum? Când ieși copchilul din cuptor, să scuibi două ori putu și nu se deoache copchilul. Cum să stuchiți când e problema asta în spitale, cu COVID-ul și cu toate cele? Bă, COVID-ul e doar de 2 ani. Din ochiul, din moș strămoș. Și când merg la spital și duc la copchil haine. Ei, lasă, bunica, nu mai cheltui tu banii acum. Lasă, cumpăr eu. Că voi cumpărați numai panărăm, numai Balenciaga, numai din ăsta. Lasă că cumpăr eu un compleu frumos. Și următoarea treabă este asta cu obiceiurile care sunt Dumnezeu pe pământ. Ce obiceiuri? Păi la prima îmbăiere, ca să ești copil frumos, sănătos, se pun în apă următoarele, știi, ca la șorbă. Aghiazmă, lapte, ca să iasă alb ca laptele, nuș, ca să fii puternic, să aibă nuș puternic, greu, ca să fii cinstit și busuioc, ca să fii atrăgător. Dacă îi punem sos de roșii și parmezan, deja iese boloneză. Păi, Sabrica, de ce să pun lapte să iasă alb? Suntem în 2021, dar nu suntem rasiști. Bine, stai o leacă, că nu înțeleg. Dacă tu ești alb și eu alb, de ce ar trebui să iasă copilul negru? Ei, păi nu știu, să nu aibă lapte cacao, mă gândesc. Fata mea, înainte, cu o sară, când simți că vine fătul, iei două nuși, li bagi așa în gură și înșepți să fluie la lună. Și nu-ți ieși copilul bâlbuit. O nebunii bau tot. E, și când ieși moșul, trebuie să pui ceva pe tavă. Ca copilul să aleagă. Dacă de pe tavă alege mașină de aur... O să fii manelist. Nu, o să fii patriarh, că lui îi place aurul. Dacă de pe tăviță alege scaun cu spătar, o să fii... Decorator de case, nu? Nu, o să fii cântăresc ca Dan Spătarul. Dar dacă alege foarfeca, țineți minte, croitor? Nu, ministru, că lui îi place să stai pe Anglica. Că doar asta faci tot timpul. Bunica, dacă e să fii ministru, o să tai direct cordon umbilical când iese. Dacă alegi pieptenul... O să fii frizier? Ei, stomatolog, că așa are puțin dinți. Ca al meu. Și dacă alegi caiet și pică. Hai că pe asta o știu. Profesor. Ei, crâșmar, că ăsta ține caiet cu datorii în sat. Păi și stai așa, dacă nu alegi bani, o să fii sărac? Nu. Dacă nu e banii, înseamnă că o să aibă criptomonede. Păi stai o leacă, bunica, am o întrebare. După logica asta, dacă e fată și alege un LT, ce se întâmplă? Dacă e fată și alege șocanul, mare bagabant. Urât. Dar dacă alege calculator de calculat? O să fii contabil. Nu, măi, fii atent, o să fii casnică, că asta calculează tot ce intră în casă. Nu, mă, dacă e calculatorul, înseamnă că e prost la matematică. Și îi trebuie calculatorul. Nu știi să calculezi singur? Prostănacu. Mai sunt și altele? Și după și naștiți, foarte important, mai este o tradiție, să vă înregistrați pe grupul oamenilor care au născut cu ajutorul lui Biotex.com. Uite, este și în România, are 600 de membri și numai bine faci schimb de experiență cu părinții noi. A, nu, da, asta o facem. Da, asta sigur facem, da. Și încă o chestie importantă, copilul să se scalde într-un vas nou-nouț, ca să aibă vocea cristalină. A, mă, bunica, că asta-i prostie. Păi cum nu vezi că pe alții o scaldat măsa într-un lighean de tablă și acum când trăpăneli? Pe al meu se scaldat într-un trombon, ca să cânti ca lui Armstrong. Și foarte important, copchilul se aruncă cu capul, se dea cu capul de grindă ca să iasă mari și frumos. Cu capul de grindă? Adică să lovim cu capul de grindă? Nu știu, mari poate o să iasă și frumos, dar deștept, maxim bodyguard scos din el.
Mă, dacă tu ești dispus să-l dai cu cap de grindă, nici nu o să aibă de la cine să moștenească deșteptăciunea. Adică tot prost o să fii. Da, bunic, eu nu mă grăbesc nicăieri, mai durează un pic până să naști copilul, după care mai durează botez, tăieri de moți, etăcă. Nu se grăbește nimeni, nu știu ce să zic de tranzile astea. A, nu știți voi. Da, știu eu. Pentru că eu am făcut o programare, dar la 26, mare surpriză, am chemat și invitații și... Cea mai mare surpriză l-am chemat pe Fuego în deschidere. Ce-ai făcut? Da, da, da! Păi acum puneți mâna și strângeți bani, că nu a fost prea ieftin. Sau dacă nu a plecat, strângeți aia cu banii pe tavă și așa plătesc botezul. Așa că hai la party! Cum mi-a trăit! Hai Fuego, împotobește-ne bradul! Controverta, dar nu iesă. Dar gurge așa. Ce dracu a fost ăsta? Bunică, dar tu ești nebun la cap. Cu metrie. Bun. Mă, dar nu cumva, nu. Lasă-mă o leacă! Nuș, ca să fii puternic, dar să aibă nuși puternici. Greu, ca să... Eu m-am gândit la c***a, mă gândesc nuși puternici. Îmi pare rău, te-ai gândit tu la